Bundesliga, Dortmund. Nu cred, mă, 3-2, mă, și-am avut X2 pe 2. Dar ce, facem un joc sau stai pe telefon? Scuze, dă-i, hai. No, dă-i acolo. Hai, Piqué! Du-te, intră! Nu cred, mă, nu cred așa ceva, mă, dar nu pot să joc ecranul ăsta spart, nu, uite-te fix acolo unde am vrut să intru. Da, mă, taci, uite-te la reloare, că nu i-am spart ecranul. Bă, Coco, mă uit la replay, dă-i, te rog, skip, că nu pot să vă replay la FIFA, că mă duc mereu. Ia. Stau pe Instagram, pune reloarea, uite aici frumos, ia, uite și postau. Bă, eu nu mă mai joc FIFA cu tine dacă stai pe telefon când ne jucăm, ți-am mai zis, mă bag la NFS. Da, bă, Adela, ia, uite ce-am postat, la ce stau la Lin, uite, ia, uite. Dar stau la ce e asta, mă? Frumos, mac and cheese cu 4 stagioni, che formaggi, cu brânzică, cu aia. Lasă-mă, mă, pe mine cu ala franseurile astea. Eu aș băga niște macaroni cu brânză, nu? Bă, ce-i drept că și mie mi-e poftă. Îmi face bunica cu slăninuță, cu... Pfai. Coboră până în jos, fă-te util și iau cu mine macaroni. Nu mai avem? Nu. Cum nu mai avem, mă? Nu mai avem, mă, numai spaghete. Nu mănânc macaroni cu brânză și slănină cu spaghete. Nu. Bun. Nu, ai cafe rapid. Bă! Ui! Mamă, ai 4.50, te rog! Bă, cât ești de prost, mă! Du-te că știu că ți-a ieșit biletul ăla la pariuri. Auzi, mă, la el, 4.50, mă! Și mă, știu că ți-a ieșit 10 milioane, ai păcat. Oh, bă, disperat, că mă duc. Bă! Bă, bă, bă! Tot ești un scoci. Your boots are on fire. I'll make you jump like you touched a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, I like to groove it. He likes to groove it. Oh, you're gonna move it. Cefa, Mișulache! Cefa, Lorinache! Da-i, am venit până la magazin să iau niște macaroni, să-mi cu poftă la Coco. Au, dar ce am vrut să zic? Am de adus o mașină din Ungaria, nu vrei stai o secundă, cu... stai nu un pic să trag aici pe no, mă, dreapta, că tătă-s cu bicicleta asta lui Carina, păi tătă Dar ce tătușe acolo, mă, zici că-ți frești telefonul de talpă. Ia, zi acum, mă. No, mă, fii atent, merg până în Ungaria. Am vorbit cu tovarășul Lucian, aduci o mașină înmatriculată pe Marea Mure și faci 500 de euro lejer. Ce combinație, bă, lasă-mă, mămișu, mă, că nu mai... Da, mă, numai că nu mă pot duce eu, că l-am pierdut pe Bob. Ai sigură treaba? Da, mă, mașina lui unul. Cu criptoinvestiții, da? Cu monezi, cu... Bă, dar nu că-mi dai dume din alea, eu mă duc, îți aduc mașina direct, banii jos, vreau să văd, frumos. Dar o știi că tot timpul am făcut să fie bine, mă, pentru amândoi. No, bun, bă, dacă zici că e așa, sigur mă bag, no, cum să nu? Facem să sigur. Fie bine. Ți-am zis. Du-te, mă, către autogară. Este autobuz către Mate, Salcan, 2 ore și înapoi. Bun, 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 bun. No, în 20 de minute îs la autogară. 20 de minute îs la autogară, am plecat. Atât am vrut să aud. Direct, Mate, Salcan, 3 ore pregătește bănetul că vine acum, băiatul, bine pe combinații. Bun, mersi, mersi. Ne auzim, am plecat. Bun, pa, pa. Ciao. Spre Ungaria? Tu nu vezi ce scrie? Cât vă dau? 70 de lei, gata. Știu ce o să dau banii mei. Aici aveți. Hai. Scuzați. Unde mergi, tinere? Mă duc până în Ungaria. Mata? Eu la satul mare, merg la cumnata mea. Nu, o mi ajută? Da, o mi ajută-ne.
spre Rusia. Președintele Vladimir Putin va semna mâine după amiază tratatele privind anexarea teritoriilor ucrainene ocupate, adică în jur de 15% din suprafața țării măcinată de război. De 4 ore, postul național Rusiei imputează chiar o numărătoare inversă, totul după ce simulată de referendum. Să trăiți! Domn Livian? Igen, ce-i întreabă? Lorin sunt, m-a trimis Mișu după mașină, asta e jucăria. Asta e jucăria, dar cam repede ai ajuns. Da, m-am grăbit, vă dați seama, și Mișu e pe fugă și eu vreau să ajung rapid înapoi să... No. Nu-ți fă griji că dacă pornești amu, într-un ceas ești în noi bani, fără nicio problemă. Baia mare, da. Da, baia mare. Bun. Și zici că ai mai condus din asta? Am avut și o Skoda, dacă nu, dar nu e... Skoda, da, asta e Mercedes, cu mâini de la magie. Hai să-ți arăt pe interior. Hai. Ciocolo? Grijă cum te pui. Da. Mercedes 2019, scaune de piele, încălzire în scaune, pune una, simte, totul e ca nou, practic, da, fii atent la asta, i-am dat kilometri înainte să nu fie suspect, atât de bună e. Da, bun, nu, ce să mai, nu. De fapt, oricum nu ai voie să fumezi mașină, da, cam asta e tot. Da, bun, îmi las și eu lucrurile aici și cam asta ar fi. Da, bine. Simte-te comod. Bun, bine, ne auzim, vă salut, mulțumesc. Aie. Băi, nu. Cafea. Am dat-o pe ăsta pe scaun. Mai grijă, mă. Am curățat. Am curățat, mai curăț. Sigur? Da, e bun. Unde mergi? În Tăuții Măgherăuș. Tăuții Măgherăuș, Baia Mare, Tăuții e în drum, 15 lei, ok? Lux, mulțam fain, mulțam foarte mult. Da, e minunat, mulțam. Tu? Bun. De pe unde? Am fost până în Ungaria, am fost să văd o mașină. Și dar n-am stat mult, o oră, oră și ceva și m-am venit înapoi. Schimbător, ea n-am văzut de el așa. Ai dat ceva pe ea, ha? Da, îți dai seama, am fost în Ungaria și am vrut să văd o mașină veche. Am vrut să-mi iau o mașină mai veche, dar m-am răzgândit pe drum și am zis că, bă, îmi iau una nouă, îmi iau una adevărată, să nu, să... Mm-hmm. Bă, ce pul! Ce faci, mă? Vine afară în momentul ăsta, vine afară, mă! Bă, dar cum ești permis, bă, tu să plinezi la mie mașină, mă? Calm your mind. Calm your mind. Relax your body. Relax your body. Cum îți permiți, mă, să fumez la mie mașină, mă? Nu că e o țigară, mă, tu știi că în sfârșit îmi iasești mie o combinație, vin să aduc o mașină și tu vii și fumezi? Relax your mind. Stop thinking. Până lângă că scapi în pula mea cafeaua, vii și fumezi și țigară. Aici te las. Marș! Vezi că nu se fumează mașina, dacă te rog, nu o arunci pe geam. Chiar e mașina nouă și nu vreau să... Te rog. Da, iartă. Desc. Nici o problemă, nu mă... Ia, am aruncat. E ok. Iartă, mă, scuze. Mersi. Care au dorit să fi sub oblăduirea ei. Fai, nu pot să cred. Mă... Nu i-a dat ăsta mașina fără benzină, fără motorină, fără nimic. Incredibil, mă, nu? Sper că este un peco mai încolo să alimentăm. 10 km efectiv mai pot face. Cred că este un peco acolo în Sein, dacă nu mă înșel. Hai că vedem. Tu? 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 Bai. La costă Lorin atât. Bai. Bai. Ei. Hamburger. 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 Costă
stai, te rog, două secunde, că alimentez și vin repede. Ok. Ce frigă. Asta-i diesel, asta-i diesel, mă, nu, hai, zic. Da. Am băgat benzină în loc de motorină, mă. Fai, ia, 53 de lei, 7 litri, ce facem? Uite, uite ce, cum să bag, mă, benzină? No, fii atent, fii atent, bagă full de motorină, că o pățit-o și unchiul meu la un moment dat cu chestia asta, dacă bagi full de motorină, îți curăță injectoarele, dar fă plinul de motorină, că n-ai băgat tare multă benzină, bă, bag. Bă, da-s banii mei, mă, banii mei, mă, incredibil, iar alți bani, mă. Nu, ce să fac, mă? Bag motorină, motorină. Nu trebuie să bag benzină. Taca, 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 stânga, dreapta. Taca, 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 mișcă, taca, 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 stânga, dreapta. Taca, 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 mișcă. 537, 62 de litri. Ce zici? Hei, e capul meu, mâncă, mă, ceva. Da, da, e ok, mă, sigur cu alea, cu injectoarele, cu... Garantat. No, bun, hai că mă duc să plătesc, așteaptă că vin imediat. Bun? Bă, sper că e în regulă, că, nu știu, am tare mare emoții cu chestia asta. Bă, nu-mi zice cu fugit ăsta. Să cred așa ceva. Cum să mă oprească și poliția, centura tăție. Bună seara. Bună agent, seara. Șef principal Mihai Semnescu de la Poliția Rutieră sunt. Să trăiți. Știți de ce v-am oprit? Nu, de ce? Ați condus cu 80 în localitate. De unde vă grăbeați, domnule? Veneam din Ungaria, o luam spre Baia Mare, vă dați seama, destul de târziu, vreau și o să ajung acasă, îmi cer scuze, chiar nu mi-am dat seama cum. Cât aveam? 80. 80. Actele mașinii, vă rog. Da. Permisul și buletinul. Sigur. S-a întâmplat ceva? Deci... Domnule, fiți atenți. M-am întors din Ungaria, acum veneam spre Baia Mare. Și pe drum am luat un autostopist. Am zis să fac și un bonus în plus, am luat un autostopist ca să, na, vă dați seama. Și pe drum, pe lângă că mi-a vărsat cafea în spate, pe ușa a prins și țigara, mașina e nouă, vedeți, uitați-vă cum arată. O scăpat țigara, mi-a ars acolo, ne-am oprit în Peco, am băgat benzină în loc de motorină. Vă spun, pentru 15 lei, știți ce-a făcut? Mi-a luat portofel, mi-era portofel acolo cu actele, mi-a luat și-a fugit. Efectiv, domnule, lăsați-mă cu glumele astea expirate, fumate, actele mașinii, mă rog, domnule, dacă... Nu glume. Insist. Actele vă furat actele mașinii sau portofelul? Nu, mi-a furat portofelul. Portofelul, domnule, era aici în ușă. Aveți actele la mașină? Da, actele la mașină. Vă rog, actele la mașină. Uitați aici, vă dau actele de la mașină. Avem aici. Aici avem certificat, uitați aici, așa aici și asigurarea valabilă, tot, dar aici în ușă, vă spun, mi-era portofelul, chiar bine că v-am găsit, că uitați, chiar acum vreau să vi-l raportez. Vă rog frumos să rămâneți la mașină și rămân. Știți cum îl chema? Îl chema. Nu mi-a zis numele. Am înțeles. Rămâneți, vă rog frumos. Rămân în mașină, dar domnule, dar mi-era un ușă acolo, aveam carduri, buletin, tot. În regulă, insist să rămâneți tăcut în mașină până vin înapoi. Șeful, am vrut și eu să aduc o mașină din Ungaria, în Baia Mare, și pe lângă mi s-au întâmplat toate chestiile astea. De unde să vă dau 2000 și ceva de lei? Vă rog să nu mă luați pe mine cu șeful,
că având în vedere la ce mașină aveți, nu cred că se pune problema de bani, să vă plângeți de bani. Nu mașina mea asta, asta nu e mașina mea. Domnul Lorin, domnule, să mă înțelegeți pe mine că eu încerc să vă înțeleg pe dumneavoastră. Ați condus fără permis, ați depășit viteza în localitate, conduceți mașina altui proprietar fără înștiințarea acestuia cel mai probabil. Având în vedere toate aceste circunstanțe, eu n-am decât să vă dau amendă, n-am altă soluție. Aveți ceva de obiectat? Nu. Atunci vă rog să rămâneți la mașină, mă duc să vă scriu procesul verbal. Uite, mamă. Aici aveți procesul verbal. Vă rog să semnați dacă nu aveți nimic de contestat. Se poate contesta? Bineînțeles. Atunci nu semnez. Păi, semnați sau nu semnați? Nu semnez. Nu semnați? Păi, să semnez? Păi, dacă considerați că nu am eu dreptate, nu semnați. Păi, atunci nu semnez. A, deci considerați că nu am dreptate. Ba, aveți dreptate. Păi atunci de ce nu semnați? Păi, ziceați că se poate contesta. Păi, se poate. Atunci contestez. Deci nu semnați. Nu. În regulă. O seară bună să aveți. Conduceți cu grijă. Ne vedem în instanță. În instanță? Păi dacă nu semnați. Semnez. Aici, vă rog. Renunțe la genul ăsta de masă de dining. Să joacă cuptii. Când vreodată folosești această masă de dining? Când vreodată ai în vizită 5 oameni căruia să le dai de mâncare? Incredibil, mă îngecând cu războiul ăștia, nu vezi altceva, mă știu la un Animal Planet, un... Ce faci, mă? Te-am trimis până jos la magazin la tante Luci să iei o pungă de macaroane. Vii după 4 ore, zici că ai fost în Italia să le faci tu. Ești incredibil, mă, ești incredibil. Nu mă mai pot baza pe tine, mă, niciodată. N-am să poate și ceva, mă. Lorin? Băi! Băi, ești bine, mă? Tot timpul, dar tot timpul tu trebuie să nu faci cum trebuie ceva. Efectiv, nu se poate baza omul pe tine niciodată. Numai pariuri ai în cap, fotbal, FIFA, ești incredibil. Scoți ce-ai luat? Nu. Bine. Efectiv. Bă, nu se poate, mă, eu vin să râd, mă. Ai, ce bună! Îmi știu că râd eu, mă. Nu-i, bă, hai că le strângem. Ai, ce bună! Bună seara, agent șef principal Mihai, semnesc cu pula de la Repede. Filmează, că mai vin! Și acolo, și din partea și din aia vin. Vine de aici, vine mașina, Coco. Dragi concetăți. Acțiune! Nu-i prea... Nu-i să opă. Puii mei, nu pot juca cu ecranul ăsta.